Deci, dragilor, să vă arăt cum am lucrat eu în brutărie. Vedeți, prieteni, voia să mă învață și pe mine nașul. Ia uitați. Ia învață și pe Dană. Trebuie să mă învețe. Să vedeți cum se face o pâine adevărată, toți care nu știți, la brutărie. Uite, Dană. Așa se face brutaru. Pâinea. Oh, brutaru! Mă, Dăline, dar ce nașul universal? Le pui așa, da? Și acum să vă arăt cum se face pâinea cea de toate zilele. Uite. N-aș vrea să încerc și eu un pic. Uite aici. Nu merge. Asta nu e merge. O franzeluță. Nu pun așurile să fac cu două. Așa câte una da la mână, pot să o fac. Și asta e a doua franzeluță. N-așurile, știi ce mă gândi? N-așurile. Deci așa auzi? Se fac franzelele. Ia, ce te gândești? Ce mă gândiți să pui ceva aici, așa e bine de ziua lui Cutunița. Ia, Dan. Pune aici. Ia, Dan. Pune aici, așa. Așa. Lasă aici, așa. Deci uitați, prieteni, cum se face pâinea de zi cu zi. Nașule, dar de ce ai pus ghiul acolo? Așa e bine, așa e bine. Când ai băgat la pâine, să rămâne ceva ce. Deci pâinea asta o ia Dan acasă. Asta e a mea. Asta. Ia lui Dana. Ia-o așa, Dan, o faci la tine acasă, nu mai sta după cuptor. Eu. Așa se face pâinea. Dă-mi cadou, o farfurie să o fac și eu. Îți mai dau unul să mai pui cadou așa? Mai pune și mie aceea. Îți mai dau unul să mai pui cadou așa? Pune, pune, că se-i bine. Pune cât de mult. Și lanțul de haur. Hai dacă nu, ai Dana, cu tea cu ce. Lanțul de haur. Uite, fii atent aici pentru tine, Dana. Pune aici, nașule, că așa e bine, nașule. Așa e. N-ai ce faci, partea nașului. E prea mare, nu intră. Păi a luat mare. Hai, Dana, din partea nașului. Stai să fac mai mare. Ia, vezi, ia, ia, ia. Ia, uite. Nașule, nu mai e bine să le iei înapoi. Și acum, așa, Dana. Ia pâinea acasă, Dana. Ia pâinea. Du-te, Dană, sună-l pe Nasie să vină. Ia, sună-l pe Nasie și arată, ăsta e un platou. Du-te, Dană, fă la casă, la tine, pâinea asta o faci. Ia, la tine acasă. Du-te, Dană. Unde-i Nasie, cheile de la Logan? Bă, Nasie, Nasie. Mă duc acasă. Își face ea pâinea asta acasă. Ce are Dană în pâine? Ia, pune Dană pe masă. Nu, mă. Pură și ea ceva acolo. Nasie, hai acasă. Ce stai, mă, acasă? Mă, nu căută. Nasim! Nasim, vino să vezi ce pâine și-a luat Dana. N-am luat și eu o țără cocă, prieteni, să fac și o acasă. Să faci gogoși la copil. Cu eu n-am cerut deloc, asara a cerut gogoși. Ia-ți pe Nasim, să vezi ce are Dana în pâine. Ia-mi spus drâncăle. Uite, bă, și... Ce am aici, Nasim? No, uite, Nasim, ce faci, Dana? Unde mergi cu ăla? Mă, mă duc acasă, aduc cheile de la mașină. Mă lasă mașina, că e beut. Unde te uiți la ăla? Lasă ce? Norocul meu, na. Norocul meu, că beut și nu mai pot să mai pleci cu el. Mario, șofer, hai. Na, nu, poate Mario să pleacă. Nu, poate Mario să pleacă. Acum ai nevoie să mi-l dai, na. Dană, asta e. N-a fost să-și parte de el. Ce să fac? Rămâne aici să crească, nu? Nașule, așa e cadou. N-ai voie să cauți un cocă. Un cocă, da. Păi nu, că nașul trebuie să vadă ce este în cocă. Nu, 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 nașule, coca trebuie e să... E pâine, pâine normal. Trebuie să crească. De ia să vedem ce e în pâinea asta aici care trebuie să crească. Hei, Doamne, ce descoperire, uitați. Ia uitați. Uite. Și ghiuluri și ăștia. Mă, nașule, mă, nașule, trebuia Dană, să mă duc. A avut să-și ocazia să le iei, dar dacă am beut bere și n-am putut să plec cu mașina. Asta este. Ce vă prieteni, ce vă prieteni, mi-a luat nasul. Ia pâine acum acasă. Nu mai iau mă pâinea, ce să fac mă cu pâinea goală acum? Eu nu mai iau pâinea aia, ce fac cu ea goală? Era fericită, era bucuroasă, uite acum spală la nasul. Ăsta, Dană, nici nu știu că e aur în pâinea aia. Dar știi cum e? E lăsat de la Dumnezeu, ci că pâinea este aur. Aur, așa este, pâinea este prieteni, aur, prieteni. Asta e, Dană, iau. Da. Pâinea este aur, stai cu perii înapoi. Mi-a dat pâinea aurul înapoi, da, pâinea e aur. Ia să vedem ce fac aici oamenii cu pâinicile. Vezi, să faci fata mea, hai Denisa, păi. Care-i fata ta, mă? Care-i fata ta? Care-i fata ta? Ia, uimește-mă, care-i fata ta? E fata ta. Care? Fata eu. Deci tu, de lui Denisa mea, spui că e fata ta, nu? Și fata mea acum, Denisa. Nu cred. Dar treabă lumea, că e vecina mea.
Aia e altceva. E altceva. Fata ta, uite-o acolo și aia. Ia uite-o, fata ta, ia uite-o acolo. Aia e fata ta. Da, prieteni, da. Mamă, ce frumos să face pocașele țigănești. Pocace, cum se zice la noi, la țigani. Uite că am învățat pe fata să facă cu mine. Am învățat-o la Gogoș. Foarte bine, doamnă, foarte bine. Și așa vrei tu să înveți fetele să facă prăjituri, să facă una alta. Deci, prieteni, bine, vă spun sincer, ca Dana, ca Dana, nu face nimeni în strehaia asta prăjiturile ei. Eu am gustat și chiar îmi place. Deci chiar îmi place prăjiturile lui Dana. Dana e numărul 1. Și la gătit, dar și la prăjituri. Deci Dana, acum nu că te ridică, dar ăsta e adevărul. Vă mulțumesc, deci, ăsta e adevărul. Care mă urmăriți, să vă dă Dumnezeu multă sănătate. Da. Deci prietenii mei care mă susțineți pe mine și mă iubiți și eu vă iubesc la fel și vă doresc multă sănătate, dar ca Dana la prăjituri, Dana e numărul 1. Credeți-mă ce vă spun. Uite, și fata, și fata face. Da, așa, mami. 2008-2009. Fata mea o face așa roată. Așa, las-o aici și... Denisuca noastră face la pogăci. Lipia asta, Denisuca noastră. Cum se spune la noi în șatră, pogăci, înseamnă gogoși pe țigănește. Iar ea este Dana oficiala. Ce spuneați, ăia e răutăcioși, că trăiesc eu cu ea. Uite-o că nu trăiesc cu ea, are bărbat. Da. Oamenii răi, așa spuneau că... Așa zic ei, că sunt eu, așa, așa, așa. Auzi, Dana, auzi, Dana. Ia vină încoace. Ia uitați. Cum ne stăm împreună, a? A? Vorbiți, oamenii răi. E lumea rea. Foarte rea. Cu toată lumea. Lasă, Dana. Da, că... de mama alta pe cintă. Stai că o aduc și cu acela mele, că o fac eu la mâini. Ia, ia. Ia, 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 Dana, cum o bați? Uitați, tare, tare. Uitați, fraților, cum o bate. Să vezi cum dă. Bă, mai Dana, de zici că Dana, dă de sac. Dar zici că-mi faci și mie cu brânză. Facem cu brânză, nașa cere așa câțiva. Păi nașta mănâncă așa, dar eu mănânc cu brânză. Au luat cu brânză la urmă. Da. Bate maică mea la... a luat ăsta... Ai destule. Da, ce? Nașa vrea cu maică mea. Să vezi cum dă de tare, n-a luat ăsta... Nașta știu că mănâncă fără brânză, dar eu mănânc cu brânză. Nașa mănâncă fără brânză. Nașa, ia vezi cum e. Ce costum are nașa. Ia, hai până la cu. Mamă! Uite cum arată, prieteni! Ia uite ce am adus! De la Severin! Cu porcul ăla! De la sârbi! Bucata asta de porc e de la sârbi! E făcut! E făcut, are și ust. Nu știu dacă dură cu usturoi pe el! Nu, că dăm după. Ce zâna așa? Îți place pogăcile noastre? Uh-huh. În șatră aici, ăștia-s pogăci de alea țigănești! Așa e la șatră, prieteni! Nașa Costina, sunt... E țigancă? Fugi! Fugi de țigan, Nașe! Nașe, fugi de țigan! Vino la țigan aici! Vino aici la țigan! Îi pun vlogul lui mama, că ea nu știe să pună, eu îi fac totul. Să știe. Doamne, Dana, știe, că... dar nu știe să le iubească. Da. Nu știe. Eu nu mai pun la mine și pun la ea câteodată. La mine mă lasă. Așa, da. Așa. Așa să faci, Dana. Mai mic, o pentru nașa. O, ce palme-i dă, Dana. Ciuș, plus, plus, plus. Trebuie să scutură de făina asta, știi? Să nu mai fie. Trebuie să o chemăm și pe Maria, dragilor. Da, trebuie. Că e și ea de-a noastră și știți cum este. E păcat să nu stăm și noi cu măriuța noastră cu alea. Că pe dacă e... Dacă e mama, deci... pune mâna la treabă și mai bine o aducem când e masa, prieteni. Da, da. O aducem pe mama când o prind masa, gata. Nu, nu, Dana, nu, nu, eu mă duc după Maria. Că Maria este a mea și n-am cum să... Ai șofer. Nașe, dacă ce era trebuie bun... șofer, nici ea până cu roșia, mie nu trebuie șofer. Nașe, dacă era bun, mă ducea și pe mine repede cu coca. Ei, vezi? Am pierdut atâta ori. Uite, finul deja... Ne arată naveta goală, dar nu știu de ce nu arată goală, că noi vrem naveta plină. Nașule, n-ai gustat din prăjită? Nu, mie nu-mi place așa, mie îmi place cu brânză. Sărată ce-mi place. Dar îmi face finuța mea cu brânză.
Anarhle, ne întreabă Cătălin, eu ce-am făcut cu berea mea, am băut-o? Și nu, ai aruncat un Dunăre în burtă. Ce te ide el? Păi eu gândesc să știu eu unde-i berea lui, mă întreba pe mine. Uite asta, brânza pentru ăla, pentru gogoși. Da, asta e cu bere, nea, cu pivă. Bă, da, nu știu să face, să duce și lunașa mea. Ia să vedeți ce le fac manevră. Manevră. Le-am făcut manevră, vedeți? Bună așa. Asta e care se pune la gogoașe. Și usturoi nu e curățat. Și am văzut să pun mâncarea și usturoi nu e curățat. Hai tu usturoi acum. Lasă la gogoș că le fac eu acum. Da. Ia, uite ce fac eu aici. Cine curăță usturoiul? Mamă, ce bună e. Mai curăță din el. Ce bună e asta. Finule. Finule, fii atent aici. Ce bătură rău așa. Ia uite. Bă, mamă, ce bună e asta. Fai de capul. Ba da, merge brânză cu ou, cu bere. Da, 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 da. Și ce dacă, las că e bună. Copii, îi face bine la apetit. Bă, fine, dacă spun ce făcui... Cu să-i bere o țără în brânză ca să iese mai gustoasă cu bere așa, pogacea. Și aveam un șoc de brânză, să beau acum, să mănânc, acum nu mai bun. Numai că mănâncă e berea, acolo. Da. Ce vin din noștri, ne bagi bere în... Fac motăni aici. Porcul din cotezi. Ia, porcul. Puneți pe masă. Maa. Aia cu furca mare, cotezi. Să rupe, mă. Dar nu pune cu mâna mai de picior. Totul, ia tava. Firul ia de picior. Vai de cap, vai de capul nostru. Mamă, ce e aici, frate? Usturoi nu e, gata? Acum îl facem, acum. Dar trebuie să pui usturoi pe el, că dacă nu pui usturoi pe el, n-are niciun gust. Hai, când să-l pun eu? Dă usturoi, păi fac eu. Hai, da. Uite, curăță fina acolo. Ce au făcut de mizat? Ce faci, mașul? Mă, eu preparai brânza cu bere. Bere? Da, uite ce frumos am făcut-o cu bere, nea, uite aici. Și bagi în... Da, băgăm în ăstea. Băgă bere, băgă nașul ce făcut nașul. Faci brânzoaie, ce faci? Da, să vezi ce bună ia să aia brânza cu bere, uite ce pogă, uite ce de mare. Cu goșile făcute, prieteni, să rămă aici. Dana-i numărul 1 la așa ceva, n-am ce spune. Da, Dană... Să se mai sabonează și mai am și nevoie de abonat, să mai sabonează și la mine mai multă lume. Sabonează, lumea lasă, că lumea se abonează. Să-mi dă și mie un like, lumea sabonează. Le mulțumesc pentru mesajele. Cine ne iubește, se abonează. Da. Le plac glumele noastre, ce facem noi. Noi nu bârfim, nu vorbim de nimeni. Nu, Doamne. Noi ne facem vlogurile noastre și aia nu este. Nu judecăm pe nimeni, Dumnezeu niciodată, ne judecă pe toți. Nu. Da. N-avem noi treabă nimănui. Nu ne băgăm noi la ce fac alții. Fiecare cu vlogurile lor. Noi le mulțumim la oameni și le dorim numai sănătate și bucurii să aibă în familie. Numai butelie. Da. Ia-o-s-o. Chiar la gogoșile lunașul. Ce trebuie? Mai altă butelie să schimbăm. Gata. Acum facem mutarăm la vinete, la salată de vine. Ia uite pe oficiala ce toacă în dușmănie. Da. Zici că îi toacă sufletul lui Cătălin aici. Da. Da. Uitați cum nată mea ce se prepară aceea, doamne. Cum nată mea, dar tu faci vinete după obiceiul românesc sau țigănesc? Nu știu. E jumate-jumate. Nu, eu doar le toc, nu le fac eu, doamna le face, nu mă bag în rețeta ei. Dar poți să-i spui Silvia, nu doamna, că nu-i doamnă, e Silvia. Vezi că e și ziua ei astăzi. La mulți ani, ziseai, la mulți ani. Astăzi facem două într-una, doi împreună. Bravo! Dar ea a fost la lucru și na. În cursul săptămânii știi cum e, nu e bine decât că e când post. Când a fost ziua ta? N-a fost la cu trei zile. Miercuri. La cu trei zile în urmă. Am văzut pe vlog cum făcură salata, mâncarea. Aseară, aseară. Las că și eu te-am văzut pe tine și ți-am dat like aseară cu doamna maică ta. Așa le lasăm? Da, da. Și niște ceapă acolo, nu curăța? A, bun.
Dar cine s-a terminat butelia? Lasă că se încarcă. Se încarcă mai târziu. Păi ce mai târziu? Acuși. Nu mai prevență să nu de ce s-a umflat așa? Fiar să mă crea. S-a umflat găina, fraților. S-a umflat ouă în ea și păsată. Hai cu zără. Doamne, ce e aici? Bă, cum s-a umflat găina? Am mai mare. Hai de mine! Bine, filmează toate, hai. Ce? Filmează. Eu am aici fetele mele, care le filmez la sala. Gata. Eita. Eita. Mai trebuie una. Cu ceata? Da. Mai trebuie. Voi cu după gustul vostru, nu mă. Fă-mă după gustul nostru, că ei nu prea au gusturi, că n-au miros, n-au gust, că zgripați. Păi, eu de aia zic că eu și o să eu bag la ceapă. Fest. Dacă mă las pe mine să amestec, cred că împrăști și tencu și casa. Mă, oficială, ce zici, mă? Îți propun o părere. Da. Nu facem, mă, schimb de bărbați. Cum adică schimb de bărbați? Eu să te iau pe tine și Costina să le ia pe Cătălina. Auzi, nașe! Bă, Cătăline! Doamne ferești! Cătă! Bă, fii atent, bă, fiule, ia stai aceea, ceea ce că tu ești în măsură. Fii atent ce mă gândi. Uite și oficiala, acolo, uite și Dana. Doamne ferește! Vreau să fac schimb de bărbați. Eu vreau să iau pe oficiala și lui Cătălin să-i dau pe Costina. Aaa, nașule, nu ne păcă! Păi de ce? Păi de ce? Păi cum să fie rușine? Schimb de mame, ai văzut emisiunea aia? Aaa, păi n-ai copii să vină ca la copii. Păi vezi? Schimb de mame, n-ai copii! N-ai copii să vină ca la copii. Păi iau pe al tău! N-ai copii, schimb de mame, merge să facem, prieteni? Chiar vă rog frumos! Scrieți un mesaj, vă rog frumos, da. Simt de mame, o las pe fata mea să se ducă. Să vergă la mine. Da, dă-mi lanțul ăla, pune-l la pâine. Aaa, ia-uzi, mamă, te acum te lasă, numai dacă pun lanțul. Aaa, deci nu merge așa, dar unde-i Cătălin, că să vedem să-i cerem aprobare și lui. Doamne, hai, pune-mi. Doamne, doamne. Bă, finul, eu numai piciorul l-aș mânca de la asta. Ia-l ce mamă, mamă, mamă. Ce gust are jambul ăsta, purcelul. Bă, deci Nastie, crede-mă că gustai din purcel, tot același gust îl are. Mamă. Mă, da. Îmi dăduși cu usturoi pe el. Acum să facă Denisa, că n-are cine să-l facă. Hai să trec și eu. Cred că aici lângă Nasie eu. Dar ne-a capacul, Danu. Uite, bă, ce păi să-i învăță. Dă-i acolo. Hai, lasă un pic. Ia și facturile la Denisa. Plătește. Încurcă lumea, Dana. A uitat capacul. Nu, nu, nu trebuie capacul. Bă, ce l-o, ce-a lăsat acolo? Bă, ce l-o, ce-a lăsat acolo? Bă, ce-a lăsat acolo? Bă, ce-a lăsat acolo? Bă, frate, bă, frate, cum o să crede așa ceva? Da? Îți dai seama acum când mă înjung cu o țără usturoi? Iau după o găcine cum stau. Da! Nu mai mâncat de mult. Stai și o oră! Ia, da. Da.
Mamă, ciorba asta e bestială. Noi mâncăm ciorba cu furtuna. Băi, ce notă dai la care a făcut Ana Găluștele, că a spus cu tunica? 10. Cum, nașule, așa? Mulțumesc, nașule. 10. La Găluște. Așa, așa, așa. Că ți-a dat stură mea cu mine. Ia uite și salata, mamă, salata brună. Așa, tăiețăi, tăiețăi. Arunc așa. Așa, 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 așa. Eee, așa să fii și la anul. Doamne ajută. Fai de capul meu. Tieni puțin oțet. Ia uite ce îmi aduci. Deci la ciorba asta pot să spun că dau 10 nase. N-am cum. No, frate. Nașule! Deci eu nu prea... Arăta la oameni ardei da, unde da, cu trei da. Cadou. Da, da. Dar vreau să spun, Dana, că îți dau 10 la ciorba asta. A, mulțumesc. Deci a, eu... Mulțumesc. Și eu nu le-am cu ciorbile, să știi că eu nu da, prea... Dar uite cum ai ieșit, te-ai da, de cia, cia, păi de capul. Copilul nu mănâncă, copilul meu. O să ajungi ciorbă. Bă, deci n-ai, nu știu dacă ai mâncat așa ceva. Crede-mă ce tu spun eu. Bă, dar n-ai altul mai mare. Te fi mult. Hai de cap. La mulți ani, Silvia! Silvia! Și partea noastră! Multă sănătate și tot ce-și dorește! Mulțumim! 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 Vă mulțumim din suflet! La mulți ani! 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 La